13 consilieri, lipsește domnul Matei și domnul Neagu. La ședință participă domnul primar Armencea Constantin, domnul viceprimar Cristian Blau și secretarul primăriei Sibișan, doamna Sibișanam. Vă rog să punem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru, potrivă? Acum, mulțumesc. La astăzi avem 12 proiecte de hotărâri. Dăm domnul Tumă, să punem la vot proiect de hotărâri. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă, abține. Da, mulțumesc. Dăm cuvântul domnul primar să... La primul punct al ordinii de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Unității Administrative Teritoriale și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local și finanțare integrată în momentul proprii pentru anul 2018. Am să citesc direct proiectul de hotărâre de articole. Articolul 1. Se aprobă bugetul general al Unității Administrative Teritoriale a Municipiului Adjunct pentru anul 2018, care însumează la patele venituri 55.106.85.000 lei, iar la patele cheltuieli 58.008.000 lei, conform anexii 1. Articolul 2. Se aprobă bugetul local detaliat a venituri pe capitole și subcapitole pentru anul 2018, care însumează 28.008.05.000 lei, dedicată pentru secțiunea de funcționare 18.256.060.000 lei, iar pentru dezvoltare 9.751.45.000 lei, conform anexii 2. Articolul 3. Se aprobă bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pentru anul 2018, care însumează 29.346.000 lei, din care pentru funcționare 18.256.060.000 lei, iar pentru dezvoltare 11.089.040.000 lei, conform anexii 3. Articolul 4. Se aprobă lista de investiții cu finanțare de la bugetul local al municipiului Adjunct pentru anul 2018, care însumează 11.089.040.000 lei, conform anexii 4. Articolul 5. Se aprobă bugetul centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pentru 2018, care însumează 544.000 lei, din care pentru funcționare 544.000 lei, iar pentru dezvoltare 0.000 lei, conform anexii 5. Articolul 6. Se aprobă bugetul centralizat al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pentru anul 2018, care însumează 544.000 lei, din care pentru funcționare 544.000 lei, iar pentru dezvoltare 0 lei, conform anexii 6. Articolul 7. Se aprobă instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pentru anul 2018, care însumează 26.554.080.000 lei, din care pentru funcționare 26.334.080.000 lei, iar pentru dezvoltare 20.000 lei, conform anexii 7. Articolul 8. Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, detalia la cheltuielile capitolului sub 40 paragrafe pentru anul 2018, care urmează 28.800.000 lei, din care pentru funcționare 27.868.000 lei, iar pentru dezvoltare 250.000 lei, conform anexei 8. Articolul 9. Se aprobă lista de investiții cu finanțare integrală din venituri proprii pentru 2018, care urmează 250.000 lei, conform anexii 9. Articolul 10. Se aprobă programul de investiții publice pe grupul de investiții și surse de finanțare pentru anul 2018, și bugetele anului 2021, cum este prevăzut în anexa numărul 10. Articolul 11, anexa numărul 10 la parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 12, prezenta hotărâre se va publica și comunica conform instituțiilor legale. Și articolul 13, primarul din aparatul de specialitate va asigura aducerea în vigoare a prezentei hotărâri. Domnul Catan, vă rog comisia. Deci comisia pentru activități economico-financiare, buget, finanțe, taxe și impozite s-a întrunit în ședință data de 14 februarie. L-am invitat la ședință și domnul inginer Armencea Constantin Primar, care ne-a prezentat lista de obiective de investiții pentru anul 2018, sursele de finanțare. Comisia a ajuns la concluzia că bugetul este redactat cu respectarea prevederilor legale, a parcurs toate etapele pe care legislația electorală le stabilește și a avizat cu 4 voturi pentru. Mulțumesc. Da, mulțumim. Domnul Bejeanu, vă rog frumos, comisia la... Comisia avizează proiectul de hotărâre cu 4 voturi pentru și o abținere. Da, mulțumim. Domnul Drăghici, 4 voturi pentru și o abținere. Și domnul Staciu.
Deci comisia juridică alizează cu 5 voturi pentru. Vă rog să trecem la discuție. Aș vrea ca președinții de comisie să argumenteze de cel care are un vot de abținere. Aș vrea să vă informez că pe data de 8 la orele 15 noi am avut dezbaterea bugetului cu locuitorii din orașul Adjut. Îmi pare rău. Am fost o mână de oameni. Mă gândeam și ziceam că consilierii noștri o să mobilizeze cetățenii și o să vină împreună cu cetățenii la această întâlnire în care este dezbaterea bugetară pentru comunitatea noastră. Nimic, absolut nimic. Câțiva, foarte puțin, doi șefi de unități, deci am impresia că este o agonie, o apatie, nu știu ce se întâmplă, pentru că nu se participă la dezbaterea bugetului. Pretenții avem, știm să discutăm, știm să criticăm, însă nu suntem să luăm startul din primele clipe la acest buget. Am observat că de 10-12 ani vin aceleași personalități, nu știu dacă este hilară propunerea mea, dar aș considera că oamenii ăia care vin an la rând, înseamnă că interesează și ar fi cu propunerea că acești oameni nu ar trebui să plătească taxele personale la primărie. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost elevat. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Ești cu 17 voturi? Nu, nu, nu. Domnul Vintilă, împotrivă sau? Nu, abține, da? Abține. 4. Câte abțineri? 4. Deci 4 din... Și 14. Din 18. 14. 14. A devenit hotărârea numărul 8? 14. Numărul 14? Da. Următorul proiect de hotărâre este cel privind recomandarea în aspecte personal didactic, articolul 1. Se aprobă recomandarea sumei de 867 lei pentru școala gimnazială numărul 1, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrului didactic și a personalului didactic aferent lunii ianuarie 2018. Articolul 2. Se aprobă recomandarea sumei de 1106 lei pentru școala gimnazială Marețala Verescu, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrului didactic și a personalului didactic auxiliar, aferent lunii ianuarie 2018. Se aprobă la articolul 3 de contarea sumei de 2090 pentru Colegiul Național Emil Bota, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrului didactice și a personalului didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2018. Articolul 4. Se aprobă de contarea sumei de 2089 lei pentru Colegiul Tehnic George Bal, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrului didactic și a personalului didactic auxiliar, aferent lunii ianuarie 2018. Și articolul 5. Primarul și serviciile aparatul de specialitate, vor asigura funcția de primire a prezentei hotărâri. Comisia, domnul Catarea? Da, comisia a vizionat cu 4 voturi pentru, am aprobat bugetul, unii n-au participat la dezbatere, dar noi trebuie să facem datoria și să asigurăm de contoare cheltuielilor pe care legea le stabilește și nu trebuie să ne răzbunăm pe cei care muncesc, care ușoară activitatea școlii. Directorii și contabilii și nu au venit, dar ei trebuie să vadă în consiliere locale persoane responsabile care doresc ca instituțiile învățământ să funcționeze normal, iar copiii se bucure de educația noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Drăghici, mulțumesc! Pentru mulțumesc! Domnul Dogaru, trecem la discuție, dacă vreți. Da, apreciez în mod deosebit faptul că din 2007 până în prezent, Consiliul Local a decontat naveta cadrelor didactice. Implicarea pentru ca școlile din municipiu să dispună de o logistică deosebită. Ideea este următoare. Ținând seama că avem și o comisie pentru învățământ în cadrul Consiliului, ținând seama că se impune o perspectivă unitară asupra sistemului educațional pe plan local,
Cred că ar trebui să sugerăm managerilor, directorilor de unități școlare, ca începând de anul viitor sau anii următori, să pună accent pe încadrarea unor cadre didactice din ajut sau din preajma ajutului, astfel încât cheltuielile cu decontarea în APT-i să aibă o pondere mai, să aibă o pondere mai mică. E, de ce anume? Cu cât, vedeți dumneavoastră, cu cât depărtarea unui cadru didactic sau unui elev este mai mare, cu atât factorii de risc sunt mai mari. Este o idee foarte bună, am susținut și susțin în continuare, dar este foarte bine, da, noi ajutul să promovăm oameni din ajut din zonă. Tot respectul pentru ceea ce s-a făcut până în prezent și pentru ceea ce se face în continuare. Cam atât. Mulțumesc, domnule. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, spunem la vot proiect de hotărâre asupra. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci cu 18 voturi devine hotărârea numărul 15. Următorul proiect de hotărâre este cel privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic pentru obiectivul de investiții alimentare cu energie electrică, cantina Colegiului Tehnic de Balș. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții alimentare cu energie electrică, cantina Colegiului Tehnic George Balș. Valoarea totală a investiției este de 10.552,44 lei cu TVA inclus, sursa de finanțare bugetul local. Articolul 2. Primarul, prin compartiment în aparatul de specialitate, va asigura aducerea în primirea prezentului hotărâri. La articolul 3, prezenta hotărârii se va comunica prin intermediul secretarului instituției prefectului pentru controlul legalității. Da, mulțumim. Domnul Catană. Aveți favorabil 4 voturi pentru. Mulțumim. La discuții, dacă doriți cineva, domnul Cristel. La discuții, aș avea rugămintea să corectăm, pentru că sunt trecut 10.000 și ceva de mii lei și 10.000 de lei, nu în mii, în lei simpli. Da, e greșeală, așa e. Da, deci aș vrea să, ar vrea, e o greșeală de redactare, aș vrea să corecteze proiectul de hotărâre. Am dat. Da, dacă mai sunt discuții, deci vorba doar de 100 de milioane vechi, nu-i... Eu o să mă abțin la acest proiect de hotărâre, știți? Deci... Dar ce-i luați acasă? Nu. Așa e bine. Mai sunt discuții, dacă mai sunt. Nu? Da. Ne mulțumim. Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci cu 17 voturi și o abținere, a devenit hotărârea numărul 16. Articolul 1. Articolul 2. Se aprobă organigrama societății de serviciu utilități publice municipale, ajut SRL, conform anexii 2. Și articolul 3. Prezenta hotărârii se comunică instituției prefectului pentru controlul legalității. Comisia, domnul Stanciu. Da, comisia juridică a analizat proiectul de 3 voturi pentru și 2 abțineri. Deci am analizat organigrama, este aceeași organigramă ca și anul trecut. Da, mulțumim. Discuții, dacă sunt. Da, domnul Vintilă, vă rog. Să vă aduc aminte pentru ce s-a înființat societatea asta în 2010. Scrie aici, înființată prin hotărârea Consiliului Local, având delegate activități de măturat stradal și sortare deșeuri, precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale. La ora actuală, societatea asta, numai asta nu face. De toate, dar mai puțin și asta printre. Are 88 de oameni, 3 directori, din care 3 directori, 2 contabili, un casier, un operator de calculator, nu știu dacă mai e meseria asta în codul cor, la vremea asta, nu știu. Și cu condiții, și în toate, cu toate astea, plătește anual, 3.350.000.000 o firmă terț pentru prestări servicii. 3 miliarde? Da, 335.941 de lei mai știu. Păi nu știu, dumneavoastră să-mi spune. Dar nu știu, eu așa ceva nu pot să plătesc. Anual plătiți prestări, servicii către terți, dumneavoastră. Bănuiesc că e firma de consultanță pentru contabilitate și pentru protecția muncii. Bănuiesc, nu am de unde. Nu am contabilitate, protecția muncii, birou de avocatură.
Da, toate astea. Da, sunt datele din balanță, din bilanță. Eu nu m-am uitat din balanță, e că m-a trebuit să o dumneavoastră, dar nu cred că poate să fie atâta. Deci, probabil sunt toate cheltuielile firme. Că la 3 miliarde și ceva e producția pe o lună. Păi tocmai de asta. Producția pe lună e vreo 274 din lună. Dar mă rog, e mai mult ca producția pe lună. Nu știu, doar să verific, dar nu cred că poți să plătesc asta. Da, plătesc protecția muncii normal. Domnul director, aici nu vorbim de 2-3 lei. Sunt 3 miliarde. Da. Și sunt în balanța dumneavoastră. Nu, deci nu am... Întrebați pe mine și ce am... Deci contabilitate. Dacă aș plăti un contabil șef, cred că mi iese mai mult decât ea, care 3.300 de lei pe lună cu tot cu TVA, avocatul are 2.000 pe lună plus TVA, iar protecția muncii 900 pe lună plus TVA. Ce vede genul ăsta? Probabil dacă da, se la toate balanța de verificare a dumneavoastră. Nu, da, nu bă, ne-am inventat. Nu când am contabil. Tot ce am văzut o să fii inclusiv prestări servicii. Deci prestări servicii dacă mi-l luați pe toate, eu n-am, adică am un mecanic, dar la nu pricepi săracul ce-s cu astea. Că am reparații care le fac la Nordic, care le-am făcut la Bacău la reprezentanță, am o grămadă de astea care le fac. Care mașinile astea sunt noi și trebuie să le duci acolo unde trebuie duse. Da, eu vă spun. Păi, dar nu spuneți de asta. Dacă spuneți pe un an că am o cifră de afaceri, spuneți-o de cât este și cât am cheltuielile cu astea, atunci vorbim despre altceva. Păi tocmai asta vă spun. Păi eu vorbim despre altceva. Deci nu spuneți că am una cu contabilitatea, cu avocatul. Domnul director, eu vă spun că la o firmă... Lăsați-mă puțin să vorbesc și eu și după aceea ce răspundeți. Da. La o firmă cu 88 de oameni și cu personalul ăsta, cu 3 directori și cu... Câți angajați mai aveți acolo, din partea de TESA mă refer, nu se, din punctul meu de vedere, nu se justifică cheltuielile astea cu... cu da, dar se justifică cu fiecare dosar, fiecare secundă, nu mai se fac nici lămurit, probabil. La prima vedere, așa este. Lasă cheltuielile care la mine apar de mână și cheltuielile. La prima vedere, patru cifre enorme, 88 de persoane. În ce 88 de persoane, 28 de persoane sunt în camere de supraveghere pe proiectul care am luat în septembrie să va ieși din acel expoziție. Deci 28 de persoane, 20 de persoane se mă măsura stradal și cu 2 la facțiile două paduri cu lăcâi, fac 60 de persoane pe activitate care n-am nicio legătură cu serviciul de precolectare, colectare păi, din 60 de persoane obligatorii care sunt aici, și până la 28 de persoane sunt ceilalți. E vorba de personalul TESA și auxiliar care are acolo. Este vorba de cei care fac parte din serviciul de precolectare, colectare și transport și cu echipa tehnică de mecanic și așa mai departe. Nu mi se pare o cifră enormă. Nu mi se pare o cifră extraordinar mare. Deci cei 60 de persoane n-au nicio legătură cu activitatea de precolectare. Deci cu aia trebuie să-i judecăm la partea de precolectare, colectare și transport de 28 de persoane cu colectare selectivă, conform proiectului. Dar 28 de persoane sunt pe proiectul de camere supraveghere care obligator au fost pe proiectul de menținut numărul personal, 20 sunt măturătorii stradali, 12 sunt la cele două patocuri, fac 60 de persoane. Deci discutăm de 28 de persoane pentru activitatea respectivă. Este adevărat ce spune domnul consilier Vitină, este o activitate care, într-adevăr, nu este la parametri care ne-am dorit noi. Și noi avem discuții permanente cu această societate, pe calitatea lucrărilor, o activitate care poate fi îmbunătățită, dar o activitate care n-a fost sprijinită, din păcate, nici de Consiliul Județean, pentru că știți foarte bine, de când am închis groapa de gunoi de la Jud, cel puțin de 15 ori, să nu zic de mai mult, ne-au închis groapa și de la Băila. Și ne-au lăsat izbelice. Deci zi de zi, deci domnul director poate să confirme. Deci, într-adevăr, au și dânsii și bele lor. Deci nu am diferit și nu pot spune că au activitate perfectă. Dar trebuie să și înțelegem, trebuie să și îndrumăm de la spate. Zi de zi nu avem probleme pe chestiunea asta. Trebuie să fim puțin mai toleranți, pentru că în momentul când apare groapa de la Haret și activitatea rămâne la același nivel, din punctul meu de vedere, atunci e un semn de întrebare. Până atunci trebuie să fim puțin mai toleranți, mai îngăduitori, cu toate că zi de zi avem discuții permanente, chiar în curtea primăriei, cu cei trei zici directori. Dar revenind și la salariul acestor directori, să știți că și făcând o comparație cu un referent superior din primărie, au salariul acestor directori mai mic, un referent superior care înseamnă cu studii medii. Deci trebuie să fim înțelegători și toleranți. Eu v-am spus și eu am nemulțumirile mele și viceprimarul și colegii mei, zilnic avem discuții, dar au și partea lor de pe care trebuie să-i sprijinim mai mult. Domnul primar, dacă îmi permit. Da, nu poate veni în fac și restul discurselor nu putem face. Aș vrea să înțeleagă toată lumea că aceasta este societatea Consiliului Local.
Dacă ar fi citit toată lumea statutul cum s-a înființat această societate și de la câți am plecat și ce activități am preluat, nu că scria statutul nostru, că așa a fost normal, cum am spus cu camerele video și cu câinii, cu toată lumea ce a fost aici. Aș vrea să înțeleagă toată lumea că dacă această echipă, într-adevăr, avem defecte, greșim, nu e nicio problemă. Am luat o societate de pe minus când ne-am despărțit din urbi și am avut. Iar acum am adus-o pe plus. Înțeleagă toată lumea că acest profit care s-a făcut a venit în curtea Consiliului Local. Din acest profit a fost măsurat capitalul social al societății. Am plecat cu 100.000, aveam 200.000. Din acest profit s-a achiziționat o măturătoare. Din acest profit s-a mai achiziționat un microbulbo-excavator. Deci nu s-au făcut altceva. Nu ați lăsărit nici în curtea lui Tripovilă sau două sau o mașină, nimic nu s-a făcut altceva. Și aș vrea să mai înțelegeți o treabă. Că dacă am vrut și am acceptat absolut toate condițiile care mi s-au oferit de la Consiliul Local. Știți că la ora actuală această societate are un singur birou în care ne ghesuim 7 ani să lucrăm? Nu știți. Știți că nu este absolut din acel contract care mi s-a dat la început, nu avem absolut nimic? Eu plătesc garaj. Da, în curtea Potenului. Plătesc întreținere pe toate clădirile în care stau. Plătesc din toate. Mi se decontează numai salarii în unele locuri. Atunci vă rog frumos, lăsați-ne așa cu defectele noastre. Și am scos profit. Știți că activitatea care o practic fi măturați la dat domnul consilier, știi și am explicat, este subfinanțată. Cred că nu m-am făcut bineînțeles. Deci discutăm. Proiectul de hotărâre este pentru organigram. Nu știu de ce venim cu organigramă care de, cred că și anul trecut, dacă nu mă înșel, la fel. De 98 de persoane, când noi avem încadrate 88. Exact. Știți că deci, cu perspectiva din ce îmi spune domnul primar, că una din activități probabil o să-și mai dispară pe timp, în perioada asta anului. O să fie redimensionată. Mai mult, dacă mă anticipăm și ce o să se întâmple și cu partea asta de salubrizare, o să mai întâmple. La ce să aprobăm noi 98 de persoane? Asta este, de asta asta e discuția. Nu ce ați făcut când aveți birou și nu știu ce chiar tu ești. Verificat și 2016 a fost că tot la fel am avut 88 și am ajuns la un 95-96 când au fost cu câini. Eu nu știu ce se întâmplă, nu știu ce are în gând Consiliul Local sau Primăria. Eu mi-am luat o marge de siguranță. 1. V-ați uitat aici la contabilitate. Sunt 3 plus 2, da? Sunt 2 contabili și am mai cerut 2. Trebuie să am un control financiar preventiv și unul intern. Mi-l ceri. A fost amendat domnul Vintilă. Nu vă întoarceți. Iar din coace când am mai lăsat 3 la muncitori calificați. Doi la... Domnul director, ca să nu întind de prea mult. Schema asta de personal și organigrama asta n-are nicio legătură cu realitatea. Asta este problema. De ce n-are? Poate puteți să aveți 150. Doi contabili am nevoie acum. Dați-mi unul ca să-mi fac control gestiunii. Din punctul meu de vedere puteți să angajați și 100. Din punctul dumneavoastră de vedere, vă rog să conduceți dumneavoastră, faceți tot ce vreți. Eu nu vreau să conduc. Din punctul meu de vedere ați apus fac. Domnul Cristea, vă rog. Stimați colegi, aș vrea să vă aduc aminte, activitatea de paroc, activitatea cu care cu supravegherii, tot noi am luat decizia să fim sub ordinea acestei societăți. Deci decizia, când am luat-o în momentul ăla, știam că vom avea acest număr de angajați pe Biserica Potet. Dacă noi am luat decizia la momentul ăla și ne-au convenit investiția, au 10 utilități publice, mă scuzați, nu apotem. Dacă decizia am luat-o atunci și ne-au convenit, astăzi, când suntem la sfârșitul proiectului de implementat, nu mai suntem de acord cu acel număr de angajați. Știți foarte clar că domnul, dacă una din condiții... Domnul, încerc scuze cum vă întreb. Cred că nu discutăm de același lucru. Nu? Eu discut de ce nu aprobăm o schemă de 88 și o aprobăm pe aia din 98. E foarte simplu. Mâine firma de contabilitate spune că nu mai vine și va trebui să venim în ședința de Consiliu să angajăm un contabil, un expert contabil pe aceeași valoare. Și care e problema? Deci singura problema dumneavoastră, de cât înțeleg, este că doar pe locul de vacante. Mâine poate nu știu ce se întâmplă. Problema noastră este doar strict pe locurile vacante, de cât înțeleg, nu? Păi da, problema mea e mai, v-am spus eu când mai... Am înțeles, deci asta nu e o problemă. Deci eu vă spun care este problema mea. Problema mea legată de chestia asta, nu problema mea. Este, de ce trebuie să aprobăm 10 locuri pe schemă în plus?
De ce nu, nu se face contabilitate? De ce se angajează, se externalizează chestia asta cu contabilitatea, cu protecția muncii? Că, slavă Domnului, este personal calificat acolo, nu poate să facă treaba asta. Asta este problema. Nu că nu avem cameră și nu avem garaj. Da, mulțumim. Permite să-i dau răspuns domnului Păstor. Da. La momentul când a început această societate, am început cu 36 din și aveam un contabil vai de capul lui. Cine era să fac eu în acel moment? Cine ținea mie contabilitatea mare? Am început cu o firmă, am avut contabil. Dumneavoastră v-aș ruga să veniți în contabilitate. Nu, nu găsiți contabil în orașul actual. Nu, dați-mi unul acum să-l angajez pe financiar intern. Acum l-am angajez, în momentul ăsta, mâine vin la mine. Nu, la salarii, păi haide să vă arăt ceva. Dacă eu câștig 2700 și ăla vine să-mi facă control intern, cum stă el cu 2000 de lei pe ziua de azi? Am oameni care stau, că stau că lucrez eu. Sau alții care lucră în ei. Bine. Și v-am spus, uitați-vă la firma de contabilitate, are 3300 cu tot cu TVA pe lună. Arătați-mi un contabil, șef care stă mie, dați TVA-ul jos. Și cât m-ar costa să-i plătesc dările pe salarii să ajung la prețul de la firmă. Dar nu știu, dacă mai sunt discuții. Dacă nu sunt la vot, la votul proiectului de hotărâre, așa cum a fost de data. Și nu este în termen. Împotrivă? Abțineri? Deci, voturi pentru? 13 voturi pentru, cu abținere și? 3. Și 3 împotrivă. 4 împotrivă. Da, mulțumesc. A devenit hotărârea numărul 17. Următorul proiect de hotărâre, articolul 1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de spații verzi prestată de SCA Hotel Mesac, conform anexei care fac parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Noile tarife se aplică începând cu luna februarie 2018. Stabilirea tarifelor. Articolul 1. Se aprobă tarife pentru activitățile prestate de SC Utilități Publice Municipale ajut SRL, după cum urmează. Și aici aveți prezentate pe toate vorba de măturat stradal, măturat stradal manual, mecanizat, măturat piață cu gol și trotuare, curățare gol, curățare manual zăpadă, asfaltare de gol municipale. Articolul 2. Monitorizarea prestării acestor activități se va face de către Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat și adus la cunoștință în colaborare cu Direcția Economică și Biroul Financiar Contabil. Articolul 3. Prezenta hotărârii se comunică instituției prefectul pentru controlul legalității. Mulțumim, domnul Catan, la comisie. La comisia s-a întrunit domnul inginer Sorin, director, a participat la lucrările comisiei. Am dezbătut cu multă atenție documentația prezentată. 3 voturi pentru, un vot contra domnul consilier Netifor și să prezintă de ce consilierul, domnul consilier Netifor a votat. Nu. Un contra a rămas. Bun. Deci, domnia sa a considerat că nota de fondamentare a tarifelor nu corespunde realității din societate. De asemenea, a constatat că unele cheltuieli erau dublate, deci se regăseau la manoperă în două tabele care erau anexate. De asemenea, consideră că volumul de activitate prestată de către această societate nu este dimensionat, corespunzător, nu au fost luate măsuri de recuperare a creanțelor, nu s-a urmărit suficient modul de înzerulare a contractelor cu persoane juridice, colaborarea cu asociațiile locatoare nu asigură rezolvarea curentă și operativă a tuturor problemelor, deci nu se reușește să se caseze tarifele de salubrizare la toți cei care locuiesc în apartamentele din ajut. Sunt societăți comerciale care nu plătesc prestările de servicii, mai sunt procese pe rol. Desigur că domnia sa, dacă va lua cuvântul, va completa motivația votului contra. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Discuții dacă mai sunt? Da? Da. Domnul Vintilă. N-am nimic cu tine, domnul director, cu dumneavoastră, domnul director. Dar lucrăm cu materialul clientului. În fișa de fundamentare a tarifului pentru sortarea deșeurilor municipale. Atașat. Ipoteză de lucru.
Număr locuitor al municipiului Ajut, 18.450. Nu știu, am scris-o aici, eu nu am. De la fiecare locuitor se supun sortării 12 kg de deșeuri pe lună. Din 24 medie. Mă rog, formația de lucru 15 persoane, ați înmulțit aici 5 persoane și una pe jumătate de normă. Ies în total că oamenii ăștia sortează lunar 221 de tone. Cu un leu 44, ați zis că Consiliul Local să vă plătească 41 de lei pe tonă. Deci mulțim ăștia 21 de 221, în jur de 10.000 de lei. Da. Mă rog. 221 cu 41, nu dă 6.000 și ceva. Dă vreo 8.000 și ceva. Eu vă spun următorul lucru. Dacă asta ar fi, asta s-ar întâmpla, ați fi cel mai performant director din România, cred că. Dacă ați colectat 221 de tone de deșeuri și le-ați vinde la prețul cel mai mic, m-am interesat acum la chestia asta, chiar mă pricep, este 0,7 lei pe kilogram hârtia. Este cel mai mic preț. Plasticul, sticla, peturile, dozele sunt mult mai scumpe. 0,7? Da, lei pe kilogram. Să mulțim astea 221 de lei cu 700 de lei pe tonă, ați obține un venit de 154.700 de lei lunar. Deci ar trebui să aduceți Consiliul Local, Consiliul Local să vă dea 8-9.000 de lei și dumneavoastră să ne aduceți 9-154.000 de lei. Da, nu, așa este, să știți. Sunt de acord cu dumneavoastră. Numai când vedeți dumneavoastră cum e treaba. Problema începe cu domnul echipor, am avut o discuție lungă, iar de vreo 2 ceasuri. Deci în toate calculațiile astea mele, n-ați văzut pardon din câini, n-ați văzut făcută calculații pe studiat. Domnul director, iar urmă mai ajunge păi la urmă capăt, nu are nicio legătură. Discutăm de deci, activități, am trecut la alt proiect. Deci, ceea ce am făcut eu în calculații, cu ce facturez primăriei, depășește banii care mi-au făcut eu atâta discut cu dumneavoastră. Nu, deci, avem un preț, eu vă întreb de ce ne 221 de deșeuri, și acum vorbesc în calitate de acționar, din cele 221 de tone de deșeuri care le vindeți, ce faceți cu banii aia? Că n-am vândut. Când am vândut, în momentul când deci am făcut, numai puțin, când am făcut activitate la Mărășești, până se întâmple ce s-a întâmplat cu groapa de la Jud, de la Mărășești, astea, au fost, s-au adunat la profitul societății, s-au împărțit în dividende. Și atunci de ce cereți bani pentru persoane care să păi nu cer banii aia de pe sortare, sunt banii pentru că n-am calculația de căi, că nu am prins aici. De ce nu pricepeți? Păi ce să pricep că dumneavoastră cereți să sortați și îmi spuneți că nu aveți calculații la câini? Păi scrieți deci, câini aici, încerțineți! Când am dat tăiam sortarea, îi băgam pe toți, 32 cu câini cu toți în partea aia și scăpam din bânci. Ați văzut în calculații din un preț mai mare de 1900, dar ăia de la câini n-au un șef care are salariul mai mare, nu trebuie să plătesc o jumătate contabil. Deci eu am făcut prețului după ce am pus sau ocupați-vă de câini. Da, vă ocupați de câini. Ce dumneavoastră să vă ocupați dacă nu vă rog frumos, domnul director. Dacă nu pricepeți problemele consiliere, vă rog, tăiați-le, dați cât vreți, nu nicio problemă. Am mulțumit, domnul director. Dacă mai sunt discuții, vorbim. Am cerut la comisie să-mi aduce niște rapoarte legate de activitatea sau probleme soluționate de către agenții de pază. Agenții de pază, în tot anul 2017, toate procesii de lucruri verbale în predare primire, nu au fost probleme deosebite. Ori fi fost lucruri rezolvate. Din 28 de angajați pe partea de supraveghere și pază, niciunul dintre ei nu a avut o reclamație, o sesizare care... Dacă au avut-o și au rezolvat-o, în caietul lor, mergeți de verificat și dumneavoastră, nu știi, s-a pierdat cu fărul să apreda serviciu fără incidente. Slacă. La fel am mai discutat să prezentați un raport cu un raport. O situație cu procesele care aveți în, legat de recuperatul banilor și în ce stadiu sunt. În ce scuzele astea chiar am uitat de nu, le-am specificat în domnul președinte de la comisie. De asta mai prevăzut un post acolo, din jurist, care nu e ocupat, să-l găsești pe ăsta, să-l ocupi de treaba asta, relația cu avocatul.
având în vedere că și la colectarea selectivă treceți 5 angajați, cred, nu la organigramă, dumneavoastră ieri mi-a spus sau și acum a confirmat că nu ați colectat nimic, nu? Ba da, am colectat, sunt anul trecut, am colectat o firmă care le dau ei, dați puțin, vreo 80-90 de toate anul trecut. Tocmai că ieșit în balanță, în aceeași balanță au reușit. Da, dar aceeași balanță, vă arăt eu ce-am cărat față de ce facturez la municipiu ajut, l-am pus la Brăila. Și atunci haide să vedem cum o facem. Că tot parcă dușmanul acestui oraș. Uitați, aici aveți o balanță pe 11 luni să vedeți cu pierderi și profită. Aici este ceea ce s-a facturat la populație, ce s-a cărat la Brăila. Vă rog frumos. Vă rog foarte frumos, uitați-vă. Uitați-vă aici și de la populație și de la agenții economici. Trif. Până în luna mai, când am primit amendă de la mediu și a fost scandalul cu fostul dumneavoastră consilier. În luna mai, în luna iunie. Domnule, 250 de toni la Brăila, 483. Nu mai punem alea de pe domeniul public și privat, domnul inginer. În luna iulie, 502, 431 își facturează 300 ceva. E bine? Lăsați-mi domnule, așa că eu nu sunt nimic când fac. Eu nu sunt nimic când fac aceste calculații. Eu le fac după banii care încasează de la primăria municipiului, după oamenii care trebuie să le oferă. Păi dar v-am auzit pe dumneavoastră, vorbiți de două zile, m-aș frica de vreo trei ore, dar nu v-ați văzut și pe care este acolo. Avem nevoie de informații, de noi nu venim să vă punem deții. Dar nu informațiile v-ați spus, veniți la mine, am să vorbim. Concluzia este, stimați colegi, domnule primar, cu următoarea propunere, un audit extern, ca să nu spună, să nu mai spună nimeni că are cineva cu cineva. Propun un audit extern, să facem un audit extern, să vedem care e situația. Dați-mi voie să răspund și eu una foarte, foarte scurt. Mulțumesc. Dar vine o problemă dumneavoastră, nu sunt de acord, pentru că această societate a fost controlată de curtea de conturi și de Direcția de Finanțe Publice. Dacă vreți raportul acestui organ de control, poate să prezinte directorul fără nicio problemă. N-are rost să cheltuim niște bani și așa suntem cu banii pe partea de funcționare, dacă ați văzut foarte bine, pe partea de salarială cu 80%, iar pe servicii, bunuri și servicii, 40%. Îmi pare rog la capitolul buget sau la primul punct la buget, nu am stat chestiunile astea. Am crezut că este un interes, dar văd că nu. Strict legat acest proiect de hotărâre. Deci, această societate funcționează cu tarifele din 2013, tarife aprobate de Consiliul Local. Suntem în 2018. Să nu crezi că intenționam că la propunerea mea s-a făcut această modificare de tarif la recomandarea Curții de Conturi. Pentru din 2013 până în 2018 au apărut niște modificări pe nota, pe fundamentarea acestor tarife. Și mă refer aici la chestiuni salariale, la partea de utilități și de asta puteam să jonglăm, să mergem cu același tarif din 2013, modificam suprafețele care le măturau și nu era foarte simplu. Dar la recomandarea Curții de Conturi și doamne, același lucru și la Apotem. Numai că la Apotem a fost mai simplu, am avut niște tarife aprobate venite cu ei de la Focșani și acum le-am indexat cu inflație și o să vedeți că acolo e chestiune foarte simplu. Același lucru și aici. Deci modificările salariale care au apărut în această perioadă duc la influența modificarea acestor tarife, e mica toată. Deci nu e cine știe ce. Puteam să-i lăsăm așa, mai mult complicăm situația. Domnul primar, și nu era mai simplu să spună decât să ne s-a făcut mi-a pare rău că am intervenit. Aveți dreptate. E adevărat că am deviat discuția vis-a-vis de activitate. Deci acolo se deviază. V-am spus și noi, avem nemulțumiri, dar sper și sper în continuare, pentru că am luat decizia împreună cu societatea să demolăm totul de la Mărășești, să aducem acele utilaje, acele șoproane aici, să le ducem în zona padocului de câini și poate reușim acea creangă care o colectăm de la ajut, acele deșeuri care pot fi reciclate, să le aducem aici la mâna noastră. Și atunci nu ar mai fi probleme. Dar deocamdată legat strict de acest proiect, este normal să modificăm tarifele din 2013 până 2018. Nu poate să rămână același. V-am spus, mi-era încă o dată simplu să le menținem, prin jondând cu suprafețele măsurate lună de lună, pentru că noi scoatem din ceea ce dăm UPM-ului decât salarii la oameni. Altfel n-am dat în put. Și vă repet, salarii care au fost dată UPM-ului sunt minim pe economie, la fel ca și Apotemul. Deci în jur de 1900 de lei, deci nu mai mult. Și alții nu le-am dat nimic. Deci asta e toată chestiunea. Legat strict de acest proiect, le-am modificat că trebuie să le modificăm. De acord cu treaba asta, dar de ce nu se colectează? Asta vreau să spun. De ce nu se fac treaba? Deci nu se poate. Aducem acum totul de la Mărășești, probabil până în aprilie, mai să reușim să aducem totul aici, că lucrăm cu o firmă de ajut care ne ajută la demolare, încercăm să ne reorganizăm și atunci nu o să mai avem motiv din vară, domnule, că nu mai facem așa acea colectare selectivă și aceea vânzare din
corectarea selectivă. Pentru că avem părinte de rejeuri, plastic, cu zântiri și așa mai departe. Și avem și, și beneficiari care poate să ne cumpără. Dar sperăm, deci o activitate care poate fi îmbunătățită. Dar nici așa se dăm un cap permanent, pentru că vă spun, domnul director Trif, cred că până acum cel puțin la 5 ori a fost la mine cu demisia în brață. Nu i-am acceptat-o. Deci nici supresiuni nu se poate. Ne fac cu toate greșelile dumneavoastră, ca orice om, și eu am 7000 de greșeli, poate. Dar trebuie să ne înțelegem, să fim oleacă toleranți, v-am spus, să-i dăm o mână de ajutor acolo unde are jibe. Deci am fost toleranți cu cei, întrebați societatea Brancard, care e cea mai mare și reprezintă orașul Ajut. Ne-am prelevat noi de tot ceea ce, de consecințele care urmau și le-am dat voie să aducă toate deșeurile într-o, o știți foarte bine, de aceea ravelă din zona Brancatului, aceeași lucru și UBC-ul. Am suportat toate consecințele, a plătit, UAT-ul a plătit amenzi de la Garda de Mediu. Dar am zis, hai domnule, să fim concilianți, să vedem ce putem face. Pentru că activitatea, m-am spus, foarte grea, foarte complexă și nici cetățenii din așa așa nu sunt perfecți. Dacă vedeți, și aici e o greșeală la domnul director, n-a reușit să factoreze, în afară de gunoi menajer și celălalt gunoi pe care îl scot cetățenii. Deci contractul care este cu cetățenii și strict legat de gunoi menajer, vedeți, și toate străzile sunt pline, începând de la Șișcan, Bucioia, Județ, Ajut, toate străzile sunt pline, pe domeniul public, de dejeuri scoase din curte, pe care UPM-ul nu-i facturea ceva de mare greșeală. Și are de construcție. Absolut tot. Și asta e mare greșeală, că au tolerat la infinit. Și sunt chestiuni, sunt niște costuri care nu se reflectă în fel. Deci numai pe prietele dumneavoastră. Da, mulțumesc frumos. Mulțumim. Dacă mai sunt discuții. Eu cred că, Eu cred că cine o consiliază cu domnul director e prea rău, nu e prea bine. Deci, singura problemă, eu n-am nimic, eu sunt prieten cu domnul Trești, să știți treaba asta. Dar toate chestiile astea, parcă cineva e prea rău. Domnule, scrie una și de fapt se întâmplă alta și cu gura lui spune altă. Dar ce se fac? Faceți tot dumneavoastră, sunteți ingineri ca și mine, ați lucrat în condiții de astea? Eu o iau din jos în sus. Nu din sus în jos, cum ar fi normal. Și eu ce se aloca lucrurile. Eu vă spun, e foarte rău ce faci. Asta e foarte rău. Mie mi-ar fi frică ce faci. Sincer, mie mi-ar fi frică. Nu m-a întrebat nimeni. Este prea frică. Domnul director, vă rog, gata. Hai să încheiem. Mai am o intervenție scurtă, la fel ca și anul trecut pe timpul ăsta și în comisie ieri. Rolul nostru n-a fost de a vă, sau de a găsi sincopi și să vă dăm în cap, să vă ajutăm. La fel, ca anul trecut și ședința de ieri, v-am spus, haideți să ne întâlnim, a spus că v-ați întâlnit cu proprietarii sau cum se numesc, de asociație. Și nu, haideți să ne întâlnim cu ei, să vedem concret, să găsim ce soluții, să ajungem să plătească toți locuitorii acestui municipiu, gunoiul, firmele, agenții economici să plătească real cât generează, nu modic ștrechei. Cine? Eu trebuie să vin cu soluții sau cu propuneri? Dumneavoastră, v-am spus și anul trecut. Veniți, haideți să împreună. Nu cred că nu o să găsim soluții. Împreună trebuie să găsim. Găsim. Eu nu pot să fac. Eu sunt pus în operator. Păi, haideți să fac un serviciu. Eu am propus, așa cum ați spus campanii din uși în uși, așa cum ați spus reprezentanții asociațiilor și ați făcut ședințe. Așa simțiți și acum. Nu la mine să vină să-mi spună că acolo nu locuiește nimeni și vine omul. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de spații verzi prestată de SCA Potem SA, conform anexei care face parte integrantă prezenta hotărâre, articolul 2. Noile tarife se aplică începând luna februarie și articolul 3, prezenta hotărâre, va fi publicat în instituție prefectului pentru controlul legalității. Domnul Catană, comisie. Aviz favorabil 4 voturi pentru a participa de administratul societății la dezbaterea. Da. Discuții, vă rog, dacă nu, supunem la vot corect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim, a devenit hotărârea numărul 19. Articolul 1 la următorul proiect se însușește inventarul bunurilor anexa 1, lista de inventarierea bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Ajut. Articolul 2 se desemnează primarul ca prin aparatul de specialitate să asigure plăcerea în gândirea prezentei hotărâri.
Articolul 3. Serviciul patrimoniului public și privat cadastru colocat în monitorizare utilități publice și instituții subordonate va asigura republicarea listei de inventariere ce a bunurilor ce aparțin domeniul privat al municipiului Adjud. Și articolul 4. Prezentul hotărârii se comunică instituției prefectului pentru controlul legalității. Comisia, domnul Bejan. Comisia vedează favorabil cu ce votăm. Discuții dacă sunt? Dacă nu, supune proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Deci cu majoritate de vot, revedem hotărârea numărul 20. Articolul 1 la următorul proiect. Se aprobă studiul de oportunitate conform anexei numărul 1 și a caietului de sarcini la licitații publice și instrucțiunile pentru ofertanți conform anexei numărul 2 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre. Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului suprafață de 545 metri pătrați, situată în Adjud, cartier Bulcioaia, strada Avântului, aparținând domeniului privat al municipiului Adjud. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 545 metri pătrați, situată în Adjud, cartier Bulcioaia, aparținând domeniului privat al municipiului Adjud, conform extractul de cadre bulciară numărul 57.234. Articolul 3. Prețul de vânzare a terenului în suprafață de 545 metri pătrați este cel stabilit din raportul de evaluare întocmite în evaluator membru ANEVAR extern, respectiv 40.807 cred că e o greșeală. Euro pentru pătrat, cred că e o greșeală, nu înțeleg. 4 euro. 4,08 euro pentru pătrat, adică 18,76 lei, calculați în cursul BNR din data de 23.10.2017, având o valoare totală de 2.224 euro, sumă ce va fi achitată în lei la cursul PNR de ziua plății. Articolul 4. Procedura de licitație publică va demara în maxim 45 de zile de la semnarea hotărârii, iar pe efectarea contractului de vânzare cumpărare va loc maxim 30 de zile de la semnarea procesului de la judecare. Articolul 5. Contractul de vânzare cumpărare se va încheia în forma autentică la două notarul public, taxele fiind suportate de cumpărător. Articolul 6. Prezentul terenului face obiectul celor de retrocedare. Articolul 7. Neclințele patrimoniale se va opera corespunzător cu data terenului. Și la articolul 8. Prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului pentru control de legalități. Domnul Beșan, comisia. Comisia analizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru, cu propunerea ca prețul de vânzare să pornească la 5 euro pentru vânzare. Dar mulțumim. Discuții dacă sunt? Nu. Dacă nu, supunem la vot, întâi supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el redactat. Cine este pentru? Mulțumim. Dacă nu, acum, domnul Bejar, vă rog frumos. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificarea comisiei. Cine este pentru? Adică cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 18 voturi, devine hotărârea numărul 21. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă studiul de oportunitate în conform anexei numărul 1 și caietul de sarcini al licitației publice și instrucțiunile pentru ofertanți conform anexei 2 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului suprafață de 410 metri pătrați situat în Adjud, cartier Bulcioaia, aparținând domeniul privat al municipiului Adjud. La articolul 2 se aprobă vânzarea prin licitație publică a acestui teren conform extractul de carte funciară numărul 57.224. Articolul 3. Prețul minim de vânzare la care comisia licitația este cel stabilit prin raportul de evaluare domnului domnului evaluator extern autorizat ANEVAR, respectiv 4,08 euro pe metru pătrat, adică 18,76 lei pe metru pătrat, calculat la cursul BNR din ziua de 23.10.2017. Valoarea totală minimă de la care pornește licitația este de 1673 de euro, respectiv 7692 lei. Articolul 4. Procedura de licitație va demara maxim 45 de zile de la adoptarea hotărârii, iar prefectarea actului de vânzare cumpărare va avea loc în 30 de zile la semnarea procesului urmează la judecare. Articolul 5. Contractul de vânzare cumpărare se va încheia pe mai multe la biroul notarului public, taxele aferente fiind suportate de cumpărător. Articolul 6. Prezentul terenului. Vă rog să nu mai vorbiți în zile. Articolul 7. În evidență, patrimonială se va opera corespunzător vânzarea acestui teren. Și la articolul 8. Prezenta hotărârii se comunică instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul Bejan, comisia. Comisia avea de proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru și la fel, cu propunerea ca prețul să pornească la 5 euro. Tot 5 euro, da, mulțumim. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el redactat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Bun. Supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei de 5 euro. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cu 18 voturi, adică hotărârea numărul 22. La articolul 1 se reședință pe perioada martie
mai 2008, pe cel care vă propune dumneavoastră, cu următoarea atribuții în care sunt prezentate hotărâre, iar articolul 2, publicitatea și comunicarea prezente hotărâri, se va face de serviciu administrație publică locală. Da, mulțumim. Domnul Cristea vrea să vină cu o propunere. Și domnul Stanciu din Dănu. Da, supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci cât? Trei abțineri? Domnul Stanciu, domnul, nu fi jucătorul. Dar mai știu acolo diverse. Da, mai avem diverse. Dacă doriți cineva la diverse, să ne Eu. Aș vrea să întreb cine răspunde din perimetrul magazinului Profi, din curățenia din jurul acestui magazin. Vreau să întreb. Deci parcarea de acolo? Nu parcarea. Spatele magazinului spre Tudose. Străduța aia, cum se cheamă ea? Aia de apozitare. Da. Este o activitate mixă și UPM și APOTEN, care au trei personale care stau în zona respectivă, care răspundă. Da, ce se întâmplă? Am întrebat, eu am luat legătura cu Adrian, administratorul, da? Și l-am atenționat că se ia legătura cu conducerea acestui magazin să facă o igienizare a spațiului de, în zona unei se aprovizionează, ușa de aprovizionare. Că dacă mergem acolo, vă rog, faceți puțin e o sursă de infecție. Deci, și ținând cum că este un magazin alimentar, dar deci în spate este ceva de nedescris. Deci accesul de la până afară... Străduța aia lor, în fața lor, pe unde au un marcat și unde au grupul ăla frigorific, așa, zona aia este numai de deșeuri, resturi, tot ce este... Deci dă un aspect negativ la oraș. Trebuie notificare, trebuie fază ei. Vă spun noi. Dumneavoastră să fie atenționat cine trebuie, da. Cine răspunde. Magazinul răspunde. Profi curățenie. Atât. Am întrebat că nu știu de parcare. Da. Domnul, vreau să sunați pe domnul Cric, că eu trag pe ei. Vă rog frumos, domnul Vintel. Dacă mai dorește cineva. Da, vreau să spun. Partea cu iluminatul stradal, în altru, cine se ocupă de chestia asta? Și cine fixează acele ore care se închid, provinde, când se deschid? Aș vrea să, așa, ca o opțiune neapărat personală, cred că ora 19 este o oră prea întârziată pentru... 19.30. Și 18.30, destul de târziu. Eu vă propun ora 18, iar dimineața 7. De ce? Au început cursurile. Elevii vin dimineața... majoritatea la 6 și un pic și seara pleacă la 6 și un sfert. Este adevărat și spuneți, dacă ați fost atent la proiectul de buget, pentru bunul și serviciu mai avem 40% asigurată, care este și numai domnul primar. Aveți dreptate, dar să știți că domnul primar, să știți că am văzut de vă câteva ori cum erau să mașinile să ia copiii pe capotă. Da, o să vă vorbim. Eu cred că este chiar necesară această... Și vorbesc foarte serios și vă rog să o luați în... Orașul la programul de iluminat, oricum îl schimbăm aproape permanent, trebuie să mărești ziua în funcție de... Deci la ora 6, când se închid becurile și un sfert, eu sunt la 6 și un sfert pe stradă. Este beznă. Și pe stradă sunt persoane, mai ales elevi sunt. Locuiești pe stradă? La 6 și un sfert dimineața. Iar seara, dacă se aprind la 18.30, deja e târziu. La ora 18 ar fi cel mai bine. Nu vorbesc, da, că ne cunoșteți de caz, că am trecut pe acolo și știu și cum sunt prin oraș, la orele respective. Mulțumesc. Mai aveți vreo problemă? Domnul Catan. Domnul profesor are dreptate, treceri de pietoni nu sunt semnalizate. Exact acum 3 zile era să fac un accident exact în zona unde aveți dumneavoastră acolo, nu se văd. Gherutatea e altă, bugândul la cealaltă, nu este avertizat dacă se întâmplă un accident, noi vom pierde procesul și vom plăti daune, pentru că nu... Sunt semnalele, nu merg. Mergeți cu mine acum în oraș
în momentul când seara e întuneric, deci am iluminat. Un iluminat special exact în zona. În zona. Păi, separat de noapte. E iluminat de noapte. Iluminatul de noapte pornește, cum a zis domnul profesor, târziu, în întuneric, afară, vede semnalizarea, e și o vreme închisă, când e vremea serină, e altceva. Cât ai fi de șoferi, cât ai fi de, dar sunt cei care vin la cursă lungă. Care... Când trec cu tine de seara pe la școală, pe la păstăria și vite ce domnul Nichifor, mare problemă. Am văzut că am primit pe mail o propunere, mă rog, de buget participativ de la un anumit, mă rog, doar vreau să vă spun că de ieri până astăzi am încercat să mă interesez despre ce este vorba. Nu este o idee rea. Eu doar vreau să vă recomand să o analizăm, nu 5%, 0,01%, să vedem ce impact va avea pe viitor. Nu știu, dau un exemplu, 10.000 de lei să punem la dispoziție pentru un astfel de buget. Și să vedem cât se implică, nu se implică, să vedem care este impactul. Doar rugămintea mea este să ne documentăm mai bine și să vedem ce putem să introducem la următoarea rectificare. Este doar o propunere. Eu zic că o să fie de bun augur. Da, mulțumesc. Da, apropo de ceea ce spunea domnul consilier Catană, susțin pentru a, nu știu cum să personaliza mai trecerea asta de pietoni, mai ales acolo la spital în ultima perioadă, este un dezastru. Vă rog, când vezi la spital, vinerea când se circulă foarte mult în oraș, toată lumea a învățat drumul din spate, pe la autobază, și să faci o aglomerație acolo, ies și salvările. Dacă știți foarte bine cum a intrat și tirul ăla în bloc, se circulă cu foarte mare viteză, aici ar trebui făcut ceva acolo, pentru că se pot întâmpla multe accidente. Am văzut oameni care erau în fața mașinii și dacă nu ție frâne la mașină, îl lua pe capotă și nu mai era. Pot să vă răspunde, domnul Stanciu, cred că ar trebui să domnul primar să facă o sesizare la poliția rutieră, să iasă vinerea dimineață în stradă, pentru că... Dar nu mai vreau să vină. Măcar vinerea dimineață. Măcar vinerea dimineață. Măcar vinerea, dar... Acolo trebuie făcut ceva. Nu e singura intersecție cu probleme, dar... Toate. Dacă mai sunt discuții la diverse. Dacă nu, ordinea de zi fiind depozitată, declară interse în ședințe. Vreau și eu, dacă s-a terminat ședința.